lucrat până la capăt, am terminat și acest rând, am unit cu piciorușa alunecat. Bun, acum este momentul în care lăsăm pentru mâneci. Pentru mine, ca și înălțime, este suficient. Pentru cine a făcut, deci pentru măsura SM, 15 cm. Eu cred că și pentru un L, dar nu spre XL. El, adică ML, ar fi suficient. Pentru cine vrea mai înaltă partea aceasta, să zicem că pornește cu mai puțin de aici și are nevoie de mai multă înălțime de aici, v-am spus soluția e făcute 2-3 frunze și a patra, adică 3 rânduri de frunze de acestea, de grupe de câte 2 frunze. Deci eu am făcut una, 2 perechi și încă o frunză în vârf. Făcute 3 perechi și o frunză în vârf. Și în felul acesta are cu 5 rânduri mai mult, parcă 4 sau 5 rânduri. Oricum suficient, se mai obțin câțiva centimetri. Bine, pot fi făcute, eu am făcut 2, pot fi făcute 3, 4, 5 perechi. Se poate lucra în forma asta mult mai lungă. Bun, acum cum procedăm? Deci ea este pusă în două, raclanul dacă îl desfac este un cer perfect, după cum ați văzut în poză. Eu trebuie să obțin, pentru circumferința la nivelul bustului la mine este de 90. Deci 90 trebuie să obțin eu, da? 90-91, cam pe acolo. Dar la 90 m-am gândit, am calculat de fiecare dată și s-a așezat foarte bine. Pus partea aceasta, deci pusă pe masă, așa, eu am triunghiuri de acestea, uitați capătul, pornește cu un triunghi de aici, da? Suprapuse în așa fel încât să am triunghi la început și triunghi la sfârșit. În total, eu am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 astfel de triunghiuri. Deci, dacă las 2 pe o parte și 2 pe o parte, îmi rămân 4 pe mijloc. Și cu centimetru măsor cele 4 triunghiuri, deci din partea asta așa, dar fără să trag de lucru, până în partea asta la altă și eu am 40 de centimetri. Mie mai trebuiesc, deci până la 40, cu 40 sunt 80, până la 90, deci mai am 10 cm. Cum fac? Merg alături și într-o parte și în alta, da? Aici este mijlocul, da? Adică între am lăsat două la mână, pentru că am nevoie de un pic mai multă lărgime. În primul rând, o să mă duc alături, deci aici va fi un picioruș deasupra primului din cele 3. Aici, dar face parte din parte de corp. Și o să zic așa, aici 1, 2, al treilea. Și pun să mâine să-l pe jos. Așa. În partea asta la altă voi proceda la fel. Deci am 2 triunghiuri de la... Deci, sunt cele 3 piciorușe duble între triunghiuri. Deci, 2 sunt la umăr, da? Al treilea. Deci, aici va fi primul picioruș, al doilea, în dreptul celui de al treilea. Am pus semn. Și în partea asta procedez la fel. Deci, spre mânecă, piciorușul dublu din cele 3. 1, 2, al treilea. Voi vă puteți duce, dar să vă duceți simetric în toate părțile. Ce este important, vom face doar căsuțe, va fi acest rând, și voi adăuga câteva ochiuri de lanț și la subbraț, doar 8 ochiuri de lanț, nu mai mult. Important e căsuțele la sfârșitul rândului următor să avem multiplu de 4 pentru a încadra modelul în continuare. Asta este singura condiție. Și în felul acesta eu am deja puse semnele pentru mânecă, e foarte, foarte simplu. Deci vom face doar căsuțele acestea goale. 1, 2, 3, care țin loc de un prim picioruș dublu și un ochi de lanț de departajare. Tăsărim 1, de ce am zis? 1 va fi pe primul picioruș, al doilea deasupra celui de al treilea, aici. Și așa va fi de fiecare dată. Un ochi de lanț deasupra, un ochi de lanț deasupra următorului picioruș. Cum a fost în interiorul triunghiurilor? Foarte simplu. Un ochi de lanț și așa lucrăm până la semn deocamdată, da? Pătrățele de acestea goale.
Deci am zis că aici, între triunghiuri, unde avem cele trei piciorușe duble, deci am făcut pe piciorușul de dinainte, am făcut un ochi de lanț, un prim picioruș deasupra primului, ochi de lanț și un al doilea picioruș deasupra celui de-al treilea. Da? Ochi de lanț. Și continuăm până la semn. Deci am ajuns până la semn, am făcut ochiul de lanț, voi face piciorușul și aici, în dreptul semnului. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ochiuri de lanț. Și continuăm. Voi face 4 căsuțe pe aceste 8 ochiuri de lanț, vă zic că ne trebuie multiplu de 4. Și având 4 părți de acestea în care m-am dus într-o parte, deci va fi multiplu de 4 oricum. Da? Și aici, deci, dau semnul deoparte, dar atenție să nu-l pierdem. Unde a fost, trag un pic, o să-l lăbărțez, să fiu sigură că nu-l pierd. Dăm după croșetă și de aici pornim și facem căsuțe. La semnul următor, la semnul următor, bineînțeles că prindem cu partea stălaltă, da? Și astfel continuăm. Deci continuăm până la sfârșitul rândului aici, unde unim cu piciorul și alunecat. Exact cum am prins aici și uitați, este suficient pentru mânecă, este lejer, cel puțin pentru mine ajunge. Deci, încă un aspect. Dacă se întâmplă o persoană să fie mai robustă la nivelul sânilor, atunci pune aici mai multe ochiuri, nu 8, poate să pună 16 ochiuri, da? Și atunci va căpăta mai multă lărgime și la mânecă și la bust, da? Deci e pe probate, pe făcute, că acum depinde și cu ce fir se lucrează și cu ce croșetă și cum lucrează fiecare, da? Continuăm cu șirul de pătrățele așa, cu căsuțe goale, până la sfârșitul rândului. Am terminat rândul de pătrățele. Uitați, am făcut cele 8 ochiuri de lanț pe o parte și pe cealaltă și o să vă arăt că am obținut exact lărgimea de care avem nevoie. Deci, dacă e, pun din partea asta de aici. Uitați, mi se duce 47 chiar, spre 47, deci va fi lejer, da? Dar el mai strânge lucru, de aceea știu că modelul în continuare mai strânge un picuț, de aceea i-am dat un pic de lejeritate de aici, da? Adică nu mă duc exact pe 45 să am, pentru că el strângând modelul. Bun, la rândul următor vom face de aici încolo, lucrăm, deci mânecile am terminat cu ele deocamdată. Vom face bucle. Merg în căsuța următoare și fac piciorul și alunecat și 1, 2, 3, 4, nu știu dacă o să fie suficient, 5, sar pe o căsuță, în căsuța următoare piciorul și scurt. 1, 2, 3, 4, 5, sar o căsuță, în căsuța următoare piciorul și scurt. Și ia să vedem, cred că este suficient. 1, 2, 3, 4, 5, sar o căsuță, în căsuța următoare, piciorul scurt. Important e ca la sfârșitul acestui rând să avem un număr par de astfel de bucle. Trebuie obligatoriu, dacă se întâmplă cumva, să nu aveți un număr par, săriți două căsuțe sau faceți buclă în două căsuțe una după alta, cum vă place, cum credeți că e mai bine, cred că mai degrabă una după alta, în așa fel încât să aveți număr par de astfel de bucle. Da? Am 3 deja. Deci 1, 2, 3, 4, 5, sar o căsuță, în următoarea piciorul scurt. 1, 2, 3, 4, 5, sar o căsuță, în următoarea piciorul scurt. 2, 3, 4, 5. Eu lucrez destul de strâns. Dacă vi se pare că buclele sunt prea mari, dar ele se încarcă cu model apoi, faceți numai 4 ochiuri de lanț. Eu lucrez strâns. De felul meu. 1, 2, 3, 4, 5. Cred că eu am intuit după o poză
lucrul ăsta. 2, 3, 4, 5. Sar una în următoare, piciorul scurt. Și vă voi arăta aici la sub braț. A, da, merg până acolo. Deci am sărit câte una. Da. În 2, 3, 4, 5. Sar una în următoare, piciorul scurt. 1, 2, 3, 4, 5. Vedeți, ca să vă arăt la sub braț. Deși filmarea o să dureze. 3, 4, 5. Nerăbdătoarele o să aibă de bombănit. 3, 4, 5. Unu, două, trei, patru, cinci. Următoarea. Două, trei, patru, cinci. Sar una în următoarea, piciorul scurt. Bucla. Și aici. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Sar 1, 2 în al treilea. Fac piciorul scurt. 1, 2, 3, 4, 5. Las de la capăt. 1, 2. În al treilea piciorul scurt. Fac 3 bucle aici. 2, 3, 4, 5. Și merg direct. Da? Am făcut la sub braț, deci am 3 bucle pe cele 8 ochiuri de lanț. Așa voi face și la sub brațul celălalt. Da? Tot 3. 3 și cu 3, 6. Deja am număr par. 2, 3, 4, 5. Sărim una în următoarea. Piciorul scurt. Și așa face de jur împrejur și v-am spus, trebuie numărat la sfârșitul rândului, trebuie obligatoriu număr par de astfel de bucle. Și am ajuns la sfârșitul rândului. Aceasta este a 70-a buclă, deci am număr par. Unesc cu piciorușa alunecat direct în prima buclă de unde am început. Acum 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș dublu și facem 8 piciorușe duble în interiorul primei bucle. Am 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 piciorușe duble. În bucla următoare, picioruș scurt. Dăm după croșet. Bucla următoare și 8 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În bucla următoare, picioruș scurt. Dăm după croșet. 8 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bucla următoare, piciorul scurt. Și așa facem până la sfârșitul rândului. Acesta este tot modelul. Deci un rând cu bucle, un rând așa. Încărcăm buclele. Asta este tot modelul. Veți vedea că este foarte ușor și foarte rapid. Continuăm până la sfârșitul rândului. Și am ajuns aproape de sfârșitul rândului. Am făcut o ultimă grupă. Aici piciorul scurt și unim 1-2 în al treilea ochi de lanț cu piciorul alunecat. Și în felul ăsta am terminat un prim rând. Acum
merg piciorul alunecat deasupra celui de-al doilea picioruș, da? Am 1, 2, deasupra celui de-al treilea și văd că se lucrează pe sub, piciorul. Bun. Deci, grijă mare la o confuzie, să nu confundați bucla aceasta cu piciorușul dublu, da? Haideți să vă arăt, pentru că este foarte ușor de confundat, dacă vreți, de exemplu, ați rămas la jumătate și numărați. Aici prima este bucla din dreapta, aici bucla din stânga și aici sunt 8 piciorușe, da? Ele, vedeți, se strâng, se grupează și parcă sunt 10 în total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pentru că ele e buclă, buclă și piciorușele, da? Bun. Dacă să nu fie niciun risc de greșeală, le vom lua în calcul și pe acestea, da? Deci noi avem 10 în total, chiar dacă marginea din dreapta și din stânga face parte din buclă, nu e picioruș dublu. Dar ca să nu fie nicio greșeală. Deci, numărăm aici. 1, 2, după al treilea, da? După al treilea facem picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț și aici numărăm la fel. 1, 2, după al treilea. Și pe mijloc sunt 4. Da? Sunt 4 piciorușe între. 1, 2, 3, 4, 5. Așa vom face pe toate rândurile. Aici la fel. Deci am numărăm, deci 1, 2, 3, practic e după al doilea picioruș, dar ca să nu fie confundat. De ca să nu se greșească. Picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5 și în partea asta la fel. 1, 2, aici al treilea și pe mijloc rămân 4. Da? Uitați. Aici și aici și ele sunt 4 picioruși. 1, 2, 3, 4, 5. Numărăm 1, 2, aici, picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5. Numărăm 1, 2, 3, după al patrulea, picioruș scurt. Vedeți? Și mi-au rămas încă 3 până în capăt. 1, 2, 3, 4, 5. Deci am 1, 2, 3. Stați așa cum am ieșit din cadru. Deci am 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Numărăm 1, 2, 3, 4, piciorul scurt și mi-au rămas 3. 2, 3, 4, 5. Și așa facem până la sfârșitul rândului și apoi rândul următor repetăm, umplem buclele. Practic acesta este modelul. După poza asta m-am luat. Partea de sus am făcut-o după schemă. Uitați, aici sunt 3 frunze. Probabil că e făcută pentru o mărime mai mare. Și partea de jos, așa o fac. Mi-a plăcut tare mult ideea. Continuăm, rând după rând, până trecem de nivelul taliei. Ce a făcut aici în poză? Observ că la un moment dat, de la rândul acesta, uitați, după ce a trecut de când a ajuns la nivelul șoldului, a făcut câte 9 piciorușe aici pe buclă și atunci pe mijloc sunt mai multe. A mărit numărul de bucle și probabil că și la ochiurile de lanț, posibil. Voi încerca, voi vedea la momentul potrivit. Dar ăsta e modelul. Continuăm. Și am lucrat, dragii mei, rând după rând. Ia să vedem până la ce lungime. Voi măsura de aici, de la umăr. Vedem până la ce lungime am ajuns eu. Sunt deja în dreptul taliei, deci de aici, de sus, de la umăr, am 49 de centimetri în total. Mai am de lucru, dar ce vreau să fac, pentru că, normal, la nivelul șoldurilor
avem măsura un pic mai mare. Singurul lucru pe care îl voi face, pentru că vreau la fel de lejer cum e și pe talie, să fie și pe șolduri, adică să nu fie strimpe pe șolduri, și am nevoie doar de puțină lejeritate, nu foarte mult, de la înălțimea asta până la finalul bluzei, aici nu vom mai face 8 piciorușe duble, ci 9. Deci 1, 2, 3, deci am 1, al 2-a, al 2-lea picioruș, al 3-lea, 4, 5, 6, 7, 8, 9. În următorul picioruș scurt. Deci facem modelul exact ca și până acum, doar că aici pe mijloc voi face 9 piciorușe duble. Dar făcând ochiurile de lanț tot câte 5, nu-i va da lejeritate foarte mare. Pentru că în felul acesta, dacă aș face 6 ochiuri de lanț, se va cloșa. Acesta este sfatul, de fapt, pentru cele care vor să facă rochie de aici încolo. Deci dacă vreți cloșată, depinde cât de cloșată o vreți. Aici, în loc de 5 ochiuri de lanț, puteți să faceți 7 ochiuri de lanț și vă dați seama că fiind... că nu mai știu câte segmente sunt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18. Ei, dacă mulțim 18 cu 2, ne dă 36, deci 36 de ochiuri înseamnă o lejeritate destul de mare. 36, deci pe o parte și pe partea cealaltă 36, de 72 de ochiuri. Deci se poate ieși ușor cloșată. Cu cât vreți mai mult. Deci, sunt două variante. Ori măriți numărul de ochiuri și atunci, bineînțeles, și numărul de piciorușe, că pe 7, dacă pe 5 ochiuri de lanț am făcut 8 piciorușe, aici făcând 7 ochiuri de lanț, atunci trebuiesc măcar 12 piciorușe. Și secvențele acestea vor fi mai mari, mai lunguiețe un pic. Așa, ori așa, mărind secvența, sau de la nivelul taliei, în dreptul fiecarei secvențe să faceți câte două și să le faceți exact de aceeași măsură și se va dubla, bineînțeles, lărgimea rochiei. Asta e o variantă. Voi faceți cum credeți. Puteți să schimbați doar croșeta dacă o vreți cambrată, vreți să vă faceți o rochie dreaptă. La nivelul șoldurilor, măriți ca mine aici și apoi puteți să schimbați croșeta cu 3,5 și veți mai obține un pic de volum și acolo. Cam acestea sunt variantele. Deci ori măriți, dacă vreți, cloșată, după cum v-am spus, măriți numărul de ochiuri, ori dublați, faceți în dreptul fiecarei secvențe câte două și atunci va avea lărgimea dublă decât aici. Eu, pentru că am nevoie doar de puțină lejeritate, deci nu mai mult de 2-3 cm, 5, voi vedea. Dar cu siguranță voi obține un pic de lejeritate. Deci voi face câte 9 piciorușe duble la fiecare secvență, nu 8 cum am făcut până acum. Chiar sunt curioasă cam câți centimetri obțin. Nu se observă de la primul rând, deci după ce voi face 3-4 rânduri și vă voi arăta de fapt și la bucle cum voi prinde. Mă voi hotărâ, v-am spus că e prima dată când fac bluza și mă hotărăsc în timp ce lucrez. Și am mai lucrat, dragii mei, am terminat rândul și am mai făcut ceva. Am luat fierul de călcat și am călcat. Fiind bumbac, pot să pun direct să calc fără niciun fel de problemă și am tras să se așeze lucrul și mi s-a mai lungit bluza. În momentul când e proaspăt lucrat, lucrul se strânge, normal. După ce o voi spăla, chiar se va așeza perfect, da? Și așa, uitați ce frumos așează modelul. Mie îmi place tare mult și hai să vedem ce lungime am obținut eu acum după călcat. Era 46, parcă. Uitați, s-a dus până la 53 de centimetri. Deci nu mai am mult de lucru. Până la, cred că până la 60 de centimetri, atât voi mai lucra. 7 centimetri înseamnă, ia să vedem câte rânduri. 1, 2, 3, 4, 5 rânduri. 5 rânduri voi mai lucra, cred. O voi proba, o voi îmbrăca. Bun, deci ultimele 5 rânduri, cred, deocamdată. Așa presupun. Am unit aici cu piciorușa alunecat, deci am câte 9 piciorușe. Dar voi merge exact la fel pe laterale. Deci 1, 2, 3, pe sub al treilea. Mă duc cu piciorușa alunecat și 1, 2, 3, 4, 5, tot 5 ochiuri de lanț și voi număra din partea asta exact la fel, 1, 2, 3. Pe mijloc îmi vor rămâne 5 piciorușe. Parcă așa am numărat, nu? Uitați așa. Deci 1, 2, 3,
4, 5 și am 1, 2, 3, piciorul scurt, 1, 2, 3, 4, 5 și am 1, 2, 3, 4, 5, da, sar 5 piciorușe vor fi pe mijloc, pentru că vreau pe laterale să fie exact la fel, doar aici pe mijloc va fi un pic mai lat, da, cu câte un picioruș la fiecare. Și v-am spus, păstrând cele 5 ochiuri de lanț, nu-i va da lejeritate decât foarte puțin. Da? În rest, facem ultimele rânduri, cel puțin eu atât voi face, fiecare în funcție de ce vrea să lucreze. 3, 4, 5, 6, sau cât de largă vrea să facă bluza în partea aceasta. Cât de mare e fundulețul. 1, 2, 3, 4, 5. Deci ultimele rânduri și le voi face cu câte 9 piciorușe la fiecare secvență de aceasta. Atât, în rest totul este identic. Și astfel eu voi continua și voi lucra până la sfârșitul bluzei. Aici, a spus modelul, este permisiv, foarte ușor de adaptat pentru orice mărime. Puteți să mulțiți și să faceți cât de largă vă doriți. Este ușor. Și eu am terminat, dragilor. Uitați pe o laterală. Ia să vedem dacă se vede. Vedeți? Uitați, la nivelul șoldurilor. A căpătat datorită faptului că am făcut câte 9 piciorușe duble și am făcut până la urmă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rânduri sunt cu 9 piciorușe duble. Da? Pentru mine este suficient de lungă, dar puteți lucra cât vă doriți în continuare. Acum am mai rămas de făcut o terminație la mâneci, am făcut deja, pentru că exact cum am făcut la mâneci, așa voi face și sus, și din 200 de grame, uitați cât mai am, sper să-mi ajungă să fac acest ultim rând, ca să-mi intre exact 200 de grame, de aceea m-am și oprit și la lungime. Bine, eu mai am fir, nu e o problemă dacă nu mi-ajunge, dar aș vrea să mă încadrez în 200 de grame. Bun, cum procedăm, cum am făcut și la mâneci? Voi porni de undeva din spate, într-un anume loc. Așa. Acum. Am prins. Deci mai fac încă un picioruș scurt aici. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. La baza ochiurilor de lanț prinzând două fire, picioruș alunecat. Un ochi de lanț. În următorul spațiu, picioruș scurt, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, la baza ochiurilor de lanț, dar prinzând două fire, da? Picioruș alunecat, un ochi de lanț. La început am făcut fără ochiul de lanț și strângea mult prea tare, de aceea am făcut un ochi de lanț. Voi puteți proba, puteți să faceți fără ochiul de lanț, acesta, deci după piciorul alunecat, sau puteți, dacă aveți nevoie de mai multă lejeritate, puteți să faceți două ochiuri de lanț. Deci fiecare în funcție de cum vrea să se așeze anchiorul. Testați și în funcție de cum se așează, desfaceți și refaceți. Deci, piciorul scurt, exact în spațiu, 1, 2, 3, piciorul alunecat, 1 de lanț, aici, 1, 2 ochiuri de lanț, în funcție de cum vreți voi să așezi. În următorul spațiu, piciorul scurt. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Așa am făcut și la mânecă, la marginea mânecii. În partea de jos voi lăsa exact așa cum vine, pentru că îmi place. Nu trebuie să făcute nicio terminație. 1 ochi de lanț. Aici, unde am avut cele 3, firele acestea le voi ascunde cu acul în lucru. Sărim în spațiul următor. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Eu trebuie făcut o terminație, sau puteți să faceți un rând de piciorușe duble cu un ochi de lanț, la fel cum a fost, și lăsați pur și simplu așa, dacă, da, mie îmi place cum vine așa. Da? Și v-am spus, în partea de jos a rămas doar să ascund firul în lucru, va rămâne exact așa, n-am nevoie să fac terminație. Facem rândul acesta și în felul ăsta e gata bluza. Și gata, dragii mei, am terminat bluzica, am făcut și poze, după cum ați văzut, au ieșit superbe, bluza se așează perfect, mă bucur tare, tare, tare mult.
Se vede în momentul când pornești un nou proiect din tot sufletul, din toată inima și lucrarea merge strună. Am și terminat-o mai repede decât mă așteptam. O săptămână și un pic mi-a luat, o săptămână și o zi, două, nu mai știu exact ziua în care am început-o, dar ținând cont că merg și la serviciu, mai filmez și cu bucătăritul, mai am treburi și prin casă, eu zic că am terminat-o chiar foarte repede. A mers mai repede decât mă așteptam, mult mai ușor și mult mai bine. Deci arată foarte fain, eu sper să vă placă și să o lucrați cât mai multe dintre voi, pentru că se poate adapta ușor pentru oricare mărime, după cum v-am spus și la început. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut și această bluziță, să dați share, adică să distribuiți pe pagina personală, pe grupuri, pe unde sunteți voi, să lucreze cât mai multă lume astfel de bluzele frumoase. Să ne revedem sănătoși și voioși pe data viitoare cu un nou proiect, cu o nouă idee. La revedere!